zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu peste tot trupul, iar fiii și fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor avea vedenii, iar bătrânii voștri vise vor visa. La fel și peste slugile mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci, iar cel ce va chema numele Domnului se va mântui. Aceste cuvinte au fost rostite de către prorocul Ioil cu aproape 600 de ani înaintea venirii Mântuitorului. Ele anticipau momentul de har al pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor, în fapt al întemeierii Bisericii lui Hristos. Dar cuvintele profetului au, după exegeții biblici, și un înțeles mai general, în sensul că ele definesc lucrarea Duhului Sfânt în lume, începând cu binecuvântata zi a cincizecimii și până la sfârșitul veacurilor. Căci mulți dintre urmașii pe linie harică a apostolilor, dintre învățătorii mărturisitorii, dar și dintre oamenii simpli cu frică de Dumnezeu, au devenit prin viața lor smerită vase alese ale lui Dumnezeu, așa cum ne spune Scriptura. Prin ei, Duhul Sfânt a lucrat în felurite moduri și în diferite chipuri, iar această lucrare s-a răsfrânt și asupra locurilor în care acești creștini, fie ei monași sau mireni, au viețuit. Un astfel de loc este și mănăstirea Bisericani din satul Scăricica, județul Neamț. Construită la sfârșitul secolului al XV-lea, în vremea voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, mănăstirea își leagă existența de numele cuviosului Iosif, cel dintâi sihastru cunoscut în muntele Bisericanilor. Având în spate o bogată experiență monahală, cuviosul Iosif a întemeiat pe aceste locuri o veritabilă obște călugărească după rânduiala achimită sau neadormită de la mănăstirea studiților din Constantinopol. Rânduială care presupunea rugăciune neîncetată în biserică și la chilii, post, metanii, cântarea psalmilor, ascultarea și dragostea între frați. Datorită cuviosului Iosif, schitul de aici s-a numit Bisericani, adică al evlavioșilor. Și, după cum ne spun documentele vremii, mulți care veneau la mănăstire se vindecau de boli prin rugăciunile și cu binecuvântarea cuviosului Iosif. Un alt sfânt, a cărui lucrare și-a pus amprenta asupra acestor locuri, a fost cuviosul Chiriac. Acesta a continuat, după două veacuri, lucrarea duhovnicească a sfântului Iosif și a introdus noi reguli ascetice, mai aspre. În cele din urmă, cuviosul Chiriac s-a retras într-o peșteră din muntele lui Simon, unde s-a nevoit singur, în aspră osteneală, timp de 60 de ani. Se spune despre el că petrecea vara și iarna pe munte cu trupul gol, în rugăciune curată, biruind cu puterea lui Hristos neputințele firii și ispitele diavolului. Datorită celor doi sfinți, Iosif și Chiriac, dar și a altor viețuitori pe care Biserica Ortodoxă i-a trecut în rândul sfinților în anul 2008, Bisericani a devenit în timp un așezământ monahal comparabil prin trăire cu marile lavre ale Ortodoxiei, un loc spre care mulți monahi și-au îndreptat pașii pentru a-și afla mântuirea. Și nu în ultimul rând, Bisericani a devenit un loc de pelerinaj pentru călugări și mireni care vin în număr mare să se închine la racla cu moaștele cuvioșilor Iosif și Chiriac, dar și a celorlalți sfinți nemțeni. Un alt loc asupra căruia și-a pus amprenta lucrarea Duhului Sfânt este mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci. Situată în celălalt capăt al țării, la intrarea în stațiunea Bușteni, pe platoul Palanca, de la poalele muntelui Caraiman, mănăstirea își leagă existența de o întâmplare minunată, care are în centru figura Maicii Domnului. Potrivit părintelui Gherontie Puiuc, titorul acestui așezământ, Sfânta Fecioară i s-a arătat de mai multe ori în vis, încă de pe vremea în care pribegea prin peșterile de prin munți, ascunzându-se de organele de represiune comuniste care îl urmăreau să-l aresteze, și l-a îndemnat să ridice o mănăstire, fără a indica însă de la început locul. După ce s-a întors în lume, părintele Gherontie a pornit în căutarea locului. După ani de căutări, l-a aflat tot printr-o întâmplare minunată. Astfel, în timp ce se găsea internat la spitalul din Sinaia, în urma unui atac cerebral, Maica Domnului i s-a arătat din nou, poruncindu-i să se ridice și să meargă la un brad cu 6 ramuri, lângă o apă curgătoare, pe un plai de unde se vedea crucea de pe Caraiman. Acolo trebuia să ridice părintele Gherontie mănăstirea și acolo a și ridicat-o. În bradul retezat de furtună, împrejurul căruia s-a construit un mic paraclis, s-a văzut chipul Maicii Domnului și al altor sfinți.
Lucrarea Duhului Sfânt își face simțită prezența nu doar prin oamenii aleși, ci și prin icoanele făcătoare de minuni, care se găsesc în număr mare în bisericile ortodoxe din țara noastră. O astfel de icoană este și cea a Sfintei Fecioare Maria de la Mănăstirea Dălhăuți, situată la 14 km de Focșani. Atât măicuțele din această mănăstire monument istoric de secol XV, cât și tradiția locală, mărturisesc că icoana ar fi de origine apostolică, adică o copie după modelul original zugrăvit de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Multe și felurite au fost minunile făcute la icoana Maicii Domnului. Cele mai obișnuite sunt vindecările de tot felul de boli. Icoana este renumită totodată și pentru ajutor în caz de secetă.